eu fac chirurgie toată ziua și m-am autodisciplinat în atâția ani de zile să rămân cumva calm sau ceva ca să nu iau decizii proaste între operator. Iar s-a anunțat o zi plină. După cum văd, intervențiile sunt din 2 în 2 ore, de la 9 dimineața până la 7 seara. Sper să nu se decaleze, sper să decurgă totul cum trebuie. Pentru mine chirurgia, nu știu, face parte din mine, spune că mi se potrivește ca o mănușă din mai multe perspective. Una, mă simt foarte bine acolo, fac asta cu mult entuziasm. De fapt, ăsta este și visul meu, să fac, nu știu, chirurgie împreună cu oameni pasionați, împreună să rezolvăm situații complexe, nu știu, care să aducă beneficii, să aducă valoare atât în viața doctorilor cât și în viața pacienților. Deci am ales-o, nu cred că am ales-o eu, m-a ales ea pe mine sau invers, dar să zicem că e în direcția abilităților mele. O primă stare din țișor este afrontat un tip că îngresuit. Lucrul ăsta în medicină se numește incongruență dentoartrolară cu îngresuit și este una din cauze afecțiunilor parodontale. Sunt puse perfect pe nasul protetic al viitorilor vieți. Mi se pare că o să iasă coroane în dentare. Și astăzi a fost o zi tare frumoasă. Toate au ieșit bine, pacienții sunt ok, intervențiile au mers ok. Mi-amintesc că fiecare zi mă împlinește și la finalul fiecare zi pur și simplu trebuie să stau câteva momente așa și să fiu recunoscător pentru fiecare lucru pe care l-am făcut. De ce? Pentru că asta mi-am dorit și îmi trăiesc cumva visul. Mă simt foarte, foarte bine la Clinica 32. Adică e chiar foarte mișto, foarte mișto colectivul. Ce-mi place mie cel mai mult aici? Că practic eu chirurgie fac în multe locuri din lumea, din țara asta, în multe contexte cumva, dar aici mă simt foarte, foarte bine pentru că am colegi cu care sunt pe aceeași lungime de undă. Putem să facem cazuri complexe împreună, ne place, ne completăm foarte frumos, sunt toate aici, de la aparatură, cazuistică, colegi care mă susțin pe zona lor de expertiză, toată lumea își face treaba bine, Răzvan, sunt fanul lui, pentru că are grijă de Dita mai structura asta, nu știu cum o face, nu știu cum se descurcă, dar culmea e că și pe el cumva îl împlinește. Și la finalul zilei pacienții sunt mulțumiți, noi avem satisfacția unui lucru bine făcut și, nu știu, creștem împreună.